Succesul de care s-a bucurat anul trecut, la prima ediție, Festivalul Concurs al Tarafurilor Tradiționale din țară, RELU de la Căstău, i-a determinat pe organizatori să creeze și în acest an un eveniment de înaltă calitate cultural-artistică de talie națională. Festivalul RELU de la Căstău, printre foarte puținele evenimente de acest gen din țară, menit să păstreze viu folclorul autentic, este definitoriu pentru zonă și cerut de autorități și comunitatea din zonă. Consiliul Județean Hunedoara, Centrul de Cultură și Artă al Județului Hunedoara, Primăria și Consiliul Local Beriu și Asociația Leliță de la Căstău organizează în data de 21 iulie cea de-a doua ediție a Festivalului Concurs de Tarafuri Tradiționale RELU de la Căstău. Invitat de Ioana Pop în emisiunea Dale Dimineții, Ciprian Roman, managerul Centrului de Cultură și Artă al Județului Hunedoara, doar a divulgat câteva informații mai puțin cunoscute despre festival și despre concurenți. Acest festival, că este vorba despre un festival de tarafuri tradiționale, ce poartă numele RELU de la Căstău, RELU Sibișanu, numele lui real, dar era cunoscut în zona Munților Orăștiei ca RELU de la Căstău. A fost un muzicant vestit, un muzicant foarte iubit în acea zonă, în perioada în care a trăit, și cel mai important lucru, faptul că RELU de la Căstău a reușit să lase în urma sa niște înregistrări, niște documente muzicale foarte valoroase, autentice, învârtite din zona Orăștiei. Are urmași care au dus mai departe tradiția familiei și autoritățile din zonă au venit și au spus: dom'le, trebuie să facem un festival și nu puteai să faci decât un festival de tarafuri tradiționale. Ce înseamnă tarafuri tradiționale? Înseamnă că aceste formule mici, de până în 5 persoane, vin cu instrumente tradiționale, vorbim de vioară, contrabas, braci, nu o să vedeți o orgă sau saxofon, cu tot respectul pentru aceste instrumente, dar este conceput ca un festival, așa cum spuneam, de tarafuri tradiționale. Mai vedem foarte rar, spre deloc, astfel de inițiative. Prima ediție care a avut loc anul trecut s-a bucurat de un succes extraordinar de mare. Am întâlnit oameni care spuneau acolo, în căminul de la Căstău, unde are loc: dom'le, ce inițiativă și ce frumos, pentru că nu prea mai ai posibilitatea să vezi într-o sală de spectacol, fie și un cămin cultural, aceste formații tradiționale. Unii vin din Satu Mare, din Suceava, din Bihor, nu știu Alba, exact. Alba, Mureș, da? Harghita, și Suceava. Și atenție, concurează. Este un concurs de tarafuri tradiționale. Dacă ar fi după mine, eu le-aș da primii tuturor, pentru că eu nu vreau să vă pun în locul celor din juriu. Și apropo de juriu, iar un festival de o asemenea importanță din punct de vedere al păstrării și al perpetuării folclorului autentic nu putea avea decât un juriu pe măsura valorii temei concursului. Am ținut de fiecare dată ca cei care jurizează și fac departajarea acestor concurenți să fie oameni de specialitate. Vreau să vă spun că președintele juriului este profesorul Gavril, profesorul Dejeu de la Academia de Muzică din Cluj, care are lucrări pe subiectul respectiv. Apoi profesorul Elian Drone, o personalitate din Orăștie. Maestru Gheorghe Câlțea este membru al juriului. Ionel Coza este membru al juriului, adică sunt oameni care la rândul lor conduc orchestre, au lucrat foarte mulți ani în acest domeniu și pentru ei este foarte greu să departajeze aceste formații de oameni simpli. Să știi că sunt niște oameni extrem de simpli, care vin toți cinci cu o mașină de la distanțe mari, dar vin cu atâta dragoste pentru meseria asta lor. Majoritatea dintre ei o păstrează din moși strămoși, sunt copii sau nepoți a celor care odinioară aveau aceste preocupări în satul românesc. Vor concura pe scena Căminului Cultural din Căstău, oferind în același timp un adevărat regal folcloric tarafuri din 8 județe.